Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit și în continuare vă voi prezenta o altă plăcuță RAM, de data aceasta de la Corsair, tot 4 GB, DDR3 și tot cu 1330 de MHz. Tot de la EMAG am achiziționat-o. Acesta este chitanța de la Fan Courier, acesta este coletul cu care mi-a venit și acum să trecem la despachetare. Știți că am mai pus un videoclip pe YouTube cu o memorie Kingston, aceeași frecvență, aceeași memorie, tot 4 GB, 1330 MHz, doar că aceea nu știu ce a avut din nu s-a potrivit cu placa mea de bază și a fost nevoit să-i fac retur, să cumpăr alta, aceasta. Sper că aceasta îmi va merge cum se cade. Fac chiar altă treabă. Vine într-o folie din aceasta, care se sparge, știți voi, din aceasta de folie. Și mai mic înăuntru. Și parcă e alt fel de prezentare. Știți bine că memoria aceea de la Kingston vine doar într-o carcasă micuță, dar aceasta mi se pare că vine un pic mai bine ambalat, mai elegant. Acesta este cutie între ghilimele în care vine, ne arată cantitatea care o are, unde este fabricată, în Taiwan. Este cam aceeași memorie, adică aceleași specificații, doar că mie nu mi s-a potrivit acea placă plăcuță RAM pe calculatorul meu, nu știu din ce motiv, probabil că a fost stricată, dar am ales un RIS și să iau de la altă marcă, aceasta de la Corsair, care știu că sunt destul de pricepuți în această industrie. Ei mai făcând și carcase și alte componente de calculator pentru gaming, în special, mă rog, aceasta nu este pentru gaming. Deci, cam acesta este, totul s-o disac și din această cutiuță, vedeți aici are un mic semn unde stăiem, imediat. Așa vine și arată plăcuța, o lui select, într-o mică carcasă de plastic, ca să o protejeze, și am văzut ceva în interior. Garanția acestui produs, ce garanție mică, cum vedeți scrie aici, garanție. Cam aceasta este, așa arată plăcuța, mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare, la revedere!